Sărbim prețul control, care va avea loc în data de 28 august 2020, orele 13, la Centrul Primăriei Comunei Bârsănești. În sala de consiliu, având următorul proiect de zi. Dăm cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi. Punctul numărul 1 la ordinea de zi este următorul. Proiect de hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stanciu Georgescu și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Punctul numărul 2. Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Blanaru Gheorghiu și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Punctul numărul 3. Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vorlan Vasile și declararea ca vacant al locul de consilier al acestuia. Punctul numărul 4. Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ani Felix și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeului municipale amestecate reciclabile de la populație, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an, asumată de delegator la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 605/2015 și a actului adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 605/2015. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2020 și a contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție în timp rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2020, punctul numărul 8, diverse. Articolul 2. Prevederile prezente de dispoziții vor fi aduse la înțelegere de către secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Să punem la vot proiectul de hotărâre. De cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, să spunem la vot și la discuții procesul verbal încheiat în data de 24.07.2020. Am ședințe din data de 24.07.2020. Discuții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi primul proiect de ordine de zi, dar eu, raportul e același la toți, o să votăm pe rând pentru fiecare. Vă prezentați un raport? Da. Nominalizăm după aia. Da, da, da. Referea constatător privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stanciu Georgescu și vacantarea locului de consilier al acestui, subsemnatul Vodețatul Gelu, primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău și Bani Taurean, secretarul general al Comunei, va aduce la conștiință faptul că domnii consilier și-au depus demisia din funcția de consilier local după documentele înregistrate la primăria Comunei Bârsănești, sub numărul 3290 din 1808-2020. În conformitate cu prevederile articolul 204, alineatul 2, litera A, din codul administrativ aprobat prin ordonanța de urgență numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean, încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri. 1. Demisie, potrivit prevederilor articolul 6 din și 10 ale acelui articol. În situații prevăzute de articolul 2, litera A, C, F și L, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local sau a consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier local sau consilier județean, se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective la propunerea primarului, ori după caz a președintele Consiliului Județean, ori a oricărui alt ales local și adoptată prin prima ședință desfășurată după apariția evenimentului.
Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să realizeze mandatul supliantului în condițiile articolului 122, precum și Consiliului Local. Hotărârea Consiliului are la bază pentru situațiile prevăzute la articolul 2, alineatul A, C, F, H și F, un referat constatator, întrucât în aproximativ 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general al comunei, al orașului sau al municipiului, sub viziunii municipiului respectiv și președintele Consiliului Județean și secretarul general al județului, referatul este însoțit de acte justificative. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolul 17 ale acelorși articol, încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier județean, în cazul demisiei, se constată prin prima ședință a Consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintea secretarului general al unității subdiviziunii administrative teritoriale, primarul, președintele Consiliului Județean, după caz hotărârea Consiliului Local prin care se acta demisie, se declară vacant locul consilierului local, respectiv județean, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supliantului și în condițiile articolului 122, în ședință, luând în considerare prevederi legale enumerate mai sus, este necesară constatarea încetării mandatului de consilier local al domnilor consilieri prin demisie și adoptarea hotărârii Consiliului Local prin care se acte demisie și se declară vacant locul de consilier al acestuia. Mulțumesc. Conform procedurii nu cred că se poate spune la vot. Practic este o constatare. Oricum este un act de voință unilateral al celui care și-a depus demisia și nu cred că poate fi pus spre vot. Doar un om act de demisia tuturor. Atunci nu avea făcut demisia. Trebuie că noi dăm hotărâre. Și trebuie scrie acolo că luăm act de demisiile depuse de către consilierii respectiv. Este un act unilateral de voință, nu se poate să aprobăm. Dacă votez în contră, ce iese? Nimic. Tot aia. Da. Dau cuvântul domnului primar să vedeți acum 5, nu? Da, direct, la proiect de hotărâre. Dar trebuia să nominalizați consilierii. Da. Consilierii de care trebuie să luăm acte de demisia lor sunt următorii. Stanciu Georgescu, Vlănarul Gheorghe, Vărlan Vasile și Ani Felix. Da. Dăm cuvântul domnului primar să ne citească punctul 5 și după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare, transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone asumată de delegat. La contractul de concesionare delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale de sub Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015 și actul adițional numărul 4 al contractului de delegare numărul 180/2957 din 6-05-2015. Diminuarea tarifului de la 2064 de lei pe tonă la fără TVA la 1414 lei pe tonă. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă diminuarea și aplicarea de către SC Compania Rogres Service ESA următoarele tarife la data semnării actului adițional numărul 4 al contractului numărul 180/2957 din 6-05-2015 conform fișilor de fundamentare din anexa numărul 1 care face parte din prezenta hotărâre. 1414 lei pe tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegator prin adresa numărul 219 din 25-6-2020. Tarifele menționate mai sus nu conțin TVA. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 4 la contractul numărul 1078/1087 din 16.04.2018, conform anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre, se aprobă mandat președintele Asociației Sorin Brașoveanu să semneze în numele și pe seama Asociației actul adițional numărul 4, conform anexei numărul 2, la prezenta hotărâre.
având calitate de reprezentant al Comunei Vârstănești de Bacău, adunarea generală a Asociației de Votare Intercomunitară pentru Savorizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1 și articolul 2 în prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominate la articolul 3 Asociației de Votare Intercomunitară pentru Savorizare Bacău, prefectului de Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Potrivă? Dăm cuvântul domnului primar să citească punctul 6 cu ordinea de zi. Da. Proiect de hotărâre pentru contribuții pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Vârstănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2020 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Se aprobă costul anual de întreținere a copilului tânăr cu handicap cu măsura de protecție specială în servicii de tip rezidențial, după cum urmează. 1. Servicii de protecție socială pentru copil tânăr aflat în dificultate, centru rezidențial Pro Familia Bacău, cost mediu anual 68.213 lei pe an beneficiar. Articolul 2. Se aprobă costul anual pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsura de protecție servicii de tip rezidențial, servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsiatrică, centru de recuperare și reabilitare neuropsiatrică Dărmănești, cost mediu anual 67.920 lei pe an beneficiar. 3. Servicii pentru protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap, centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap, persoane cu dizabilități pe Bogna, cost mediu anual 67.920 lei pe an beneficiar. Centrul de recuperare a dintre persoane cu handicap Ungureni, cost mediu anual 67.920 lei pe an beneficiar. Articolul 3. Se aprobă contractul de asociere privind fundamentarea finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 4. Contribuția Consiliului Local al Comunei Vârstănești de Bacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe Razova de Vârstănești va fi un procent de 35% din sumele aprobate mai sus. În acest sens, urmează a se încheia act adițional la contractul de asociere cu județul Bacău și de GAPS Bacău. Articolul 5. Sumele se constituie contribuția. Ce constituie contribuția colectivității locale a OAT Vârstănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se vor vira în funcție de numărul de persoane până la data de 25 ale fiecărei luni pentru luna anterioară în contul de venituri al județului Bacău, cod de identificare fiscală. Articolul 6. Compartimentul de asistență socială, compartimentul financiar, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor urmări ducerea la îndeplinirea prevederilor prezente în hotărâri. Articolul 6. La data aprobării prezentei hotărâri Consiliului Local numărul 20 din 30.04.2020 se aprobă. Prezenta va fi comunicată primarul Comunei Vârstănești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și instituția Prefectului de Bacău prin grija Secretarului Comunei. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Nu. Abține? Referatul de aprobare pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Vârstănești pentru anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la capitolul 51.0103, aliniatul 20.0130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, se diminuează cu suma de 3.500 de lei, iar la același capitol 51.03, aliniatul 71.0101, construcții se suplimentează cu suma de 3.500 de lei.
Proiect de hotărâri pentru aprobarea rectificării bugetului de local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2020, deci conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire către primarul Comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul afacerii specializate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul de Țean, administrația Ministerului Finanțelor Publice, Bacău, Trezoreriei Onești și prefectului județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică prin grijă secretarului comunei conform dispozițiilor legale. Discuții? Pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Ordinea de zi... Mai zice ceva? Nu. Ce a fost ordinea? De vezi. Punctul de vezi. La diverse nu. Începe din partea aia. Eu aș avea o propunere, deci Brăcheștiu s-a reînființat echipa vechi cu tineretul Sport Voința Brătești. Așa. Și la rectificarea bugetului cer să aloce și pentru asta. E o cheltuie până acum, s-a omologat terenul, deci totul ăsta. Am aici toate documentele. Ok, s-a întâmplat tot. Cam asta este. Și vreau ca la ședința următoare să propună la rectificarea bugetului să aloce o sumă de bani și pe acolo. Deci Spor Voința Bârsănești și Spor Voința Brătești. Yeah.
Toate Valea Bisericii? Este și Valea Bisericii, pe Valea Locului. Da. Și un la intrare în albele acolo. Să nu știi, sărci acolo. Vizibilitatea a conducii vehiculului. Păi tot nu mai am... Știu, dacă ați vrea să interveniți pe marginea, pe șanțuri, practic, efectiv, pe șanțuri, că nu se mai observă, deci la curbele, că știți că avem foarte multe curbe din zona aia și să deosebim de periculoase, nu se observă, sincer, nu se observă, nu. Și la fel ar mai fi tot așa de toaletizată șanțurile din zona asta, de la intersecții de acolo cu Gheorghe Sion spre Bârsănești, încoace în jos spre Cișmea, așa, așa. Și acolo la fel ar trebui curățat pe șanțuri. Na, cam asta e singura problemă care o ridic și eu deocamdată. Da. Singura problemă e becul de care i-am avansat pe gelul. Da, avea săptămâna la urmă. Da, becul, iluminatul public. Unde are? La Leca Gheorghe. La da. S-a aprins o perioadă, acum nu se mai aprinde drog. Da. Vori arc, vori... Da, și să nu e din cascada aia, să spui la băieți. N-au făcut-o și acum când a plouat, a trebuit să... Nu, dar eu tot spun mereu ca să poată face. Nu știu dacă voi vede aceeași problemă. De strada voastră, de la mine ai ce? Bună strada, am fost acolo, dacă au rătine lui, foarte. Nu vorbim de aceea. Nu, nu, e vorba de cascada Drăluștiei, aia care vine de la Dobrea Gheorghe din vârful dealului. Când a plouat acum, a trebuit să ies cu sapă. Am făcut scăte din mestire, am dat bunul este la plouat. Bate, e vorba de sus. Da, sus, da, am intervenit la asta. Am strigat la dumneavoastră. Eu am fost la Onești, dacă între 10 și 13. Da, cam așa. Hai, eram la Onești. Da, am fost de-a mai clarificat unii dacă o privată. Da. Da, oricum, astea nu sunt vorbit în ședință, mai sunt acolo cu containerul, cu... Da, bă, da, dar a fost în asta. Știi, nu? Da. Ce să-i fac? Păi, singura variantă, vă spun eu, ca să nu mai fie scandalul, poate măsuri, poate chiar măsuri eu, platformele și atunci hotărât, dat pe hotărâri cu local, platformă fixată și atunci nu mai discută nimeni. Că eu pun în poartă, că eu pun în lângă poartă, că eu pun în nu știu cum. Este domeniul public, să pune pe domeniul public. Sunt rețele curate, nu e mizerie, aia sunt rețele urbane, dar chiar nu e mizerie. Eu m-am luptat de curat. Dar serios, mi-a zis că nici o mașină să nu dar în regiunea înseamnă, să nu mai duc mașina acolo, nu e un investit bani și... Asta e, nu e un investit bani. Ia-o cu mașină. O să-i faci orice. Domnul Ionai. Nu. Mai vreau un pic un comentariu, domnul primar, dacă se poate. După ce trec fenomenele astea, meteo, ploi și astea, se spune în porțiunile de drum cu declivitate, ar trebui mai văzut să se pună balastru, că îl spală apa și o duce la bani, știi? Și ar mai trebui recompletat înapoi când ai. Bine, eu cred că aveți anumite perioade de balastat. De balastat, dar totuși trebuie avut în vedere când sunt fenomenele astea meteo și ploi, ca să... Da. Deci am fost acolo... Am trecut acum azi, am fost împreună pe Bondă, pe partea... Bine, azi, de toate zonele, de toate zonele unde este de comunitate, de teren. Atunci declarăm încheiată ședința Consiliului Local de astăzi.